Bună ziua, stimați telespectatori! Exact ca și la celelalte concursuri, împreună cu Bihor Știri.ro și Bihor Sport.ro, iată că a venit și marea extragere de mărțișor. Doar atât trebuie să vă spunem, înainte de a face prima extragere, că vom face mai multe extrageri, pentru că dacă cel care este primul câștigător refuză, să avem o listă cu alți oameni care ar putea pleca. Din partea agenției Eurovacanța, doamna director general, Alina va face extragerea. Te rog frumos, Alina. O să vedem. Vă reamintesc că s-au înscris concurenți din toată țara, nu numai din Bihor, și cel care este primul pe listă nu este un bihorean, este un gălățean. Deci, câștigătorul concursului nostru este Timofte Ionel Florin, din Galați. O să-l dăm și la verificare. 351. 351. Aproape printre ultimii s-a înscris, da? Vom mai face câteva extrageri, după cum spuneam. Te rog, Alina, hai. Leuca Alina, Oradea, județul Bihor. Petrica Aș, Liviu Alexandru, Oradea, Bihor. Albu Elena Adela, București. Tripon Cristian, Oradea, județul Bihor. Ciuchi Alexandra, Bacău, județul Bacău. Hosu Alina, Oradea, județul Bihor. Gioculescu Maria, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. Apetroaie Camelia, Elia, da? Iași. Mania Maria Monica, Timișoara, județul Timiș, da. 126. Am să rog pe Alina încă o dată să le spună telespectatorilor noștri, dar și celor care se uită pe site, fiindcă cu siguranță că în dimineața aceasta vor intra foarte mulți, regulamentul scrie clar, au fost până în data de 27 la ora 23:59 de minute. În dimineața aceasta am făcut extragerea, problema e că va trebui să plecați urgent. Alina, să vă mai spună câteva lucruri. Pașaport, Alina? Deci, în primul rând, felicit câștigătorul. Trebuie să aveți pașaportul la dumneavoastră, trebuie să plătiți taxele de aeroport în valoare de 126 unde? De euro. La București? Probabil că da, pentru că acolo ne vom întâlni. Este timpul și foarte scurt și atunci acolo se vor întâmpla toate. Dacă sunt bihoreni, vor pleca cu autocarul de aici. De aici este inclus exact. Gratuit transportul până exact, în București. Exact, transferul la București. Bun, da. Dacă este din alt oraș? Dacă este din alt oraș, trebuie să vină la aeroport. Când? Ne întâlnim pe aeroportul Otopeni la ora 6 și mă va găsi acolo. O să sune redacție să găsească numărul meu de telefon și o să ne găsim. Oricum, imediat după această extragere vom contacta câștigătorii. Mulțumim! Următoarea extragere, următorul sejur urmează. După Paști, da? Exact. Mulțumim! Succes tuturor! Succes tuturor!